Violențele au răzbucnit pe Maidan. Centrul capitalei Ucrainei a fost ocupat de mai multe persoane înarmate. Kievul califică situația ca pe o provocare a Rusiei. Au fost înregistrate și ciocniri violente, rezultatul cărora oamenii legii au reușit să rețină mai multe persoane. Cel puțin 5 oameni au fost transportați la spital. Polițiștii au reținut mai multe persoane înarmate care apărau baricadele pe Maidan, scrie presa ucraineană. Aceștia erau dotați cu arme de foc, lansau cocktailuri Molotov și opuneau rezistență poliției. Toate restaurantele și cafenelele din apropiere au fost închise. În prezent, mai multe persoane protestează. Oamenii au dat foc la cauciucuri, iar tot centrul Kievului este învăluit în fum. Я по состоянию здоровья, действительно, я по состоянию здоровья, у меня еще сердце, могу поехать на восток, меня не берут туда, только по этой одной причине. Я стою здесь, я занимаюсь обороной. Я смотрю, чтобы на Майдане не было провокаций, алкоголиков, пьяниц. Я считаю, что Майдан уже не тот, я была здесь зиму на Майдане, это совсем другие люди. Они, может быть, что-то не понимают, не знаю, и мне кажется, что нет. Ministrul Afacerilor Interne, Arsen Avakov, a declarat că evenimentele actuale de pe Maidan reprezintă un scenariu pus la cale de FSB cu scopul de a discredita Ucraina. Tiruri de artilerie se auzeau azi și în jurul sediului serviciilor de securitate ucrainene din centrul orașului Donetsk, din care separatiștii din estul Ucrainei și-au făcut una dintre principalele lor baze. Un spital din centrul orașului a fost atins de un obuz, care a provocat moartea unei persoane și rănirea altor două, au anunțat autoritățile sanitare regionale. Primăria din Donetsk a emis un comunicat prin care a solicitat populației să se retragă în locuri sigure.